păstrase mama într-o cofă veche câteva nuci din toamna ce a trecut și-mi tot scria să-mi caut drum pe acasă, de fapt, pentru un gând al ei știut. Și sărutându-mă înainte de plecare, își amintește mama cofa veche și îmi dă de acolo în buzunare număr de aur, 7 nuci. Să cauți vreo grădină sau vreun colț de drum, vreun parc aflat cumva pe lângă tine. Și una lângă alta să le pui să crească un nuc acolo, de la mine. Să țin nucile în casă ca pe un lucru sfânt sau plec pe drum prin parcuri să caut loc de nuc. Or face haz de mine văzându-mă săpând, dar pun copilăria să crească iar. Un lucru dramatic vreau să vă spun acum. Da. După ce a fost sfânta asta, Revoluție, Deraj, alte, nu știu cum o numesc unii, au trecut niște ani de zile și au adus aminte. Și bă, de ce ți-au oprit filmul ăla? Păi decutare. Hai mă să-l dăm. L-au dat. O dată și de două ori. Și pentru că seamănă în continuare cu niște keystone-uri care se petrec acum, nu l-au mai. Ia! Înțelegi? Da. Asta este premiul luat la Florența pentru anotimpul reselor, pentru Il Tempo delle Giovani Spose. Ei traduc Il Tempo, timpul, anotimpul. Il Tempo delle Giovani Spose, tinerele căsătorite, cum ar veni, miresele. E, aici zice frumos că, așa, scrie, are cu cuiutorul regista. Așa scrie aici, înțelegi? Per la geniale interpretazione in linguaggio cinematografico dell'arte popolare romena. Asemenea, slăvire, fără să spună nimic, nimeni aceluia sau acelora care au scris asta, este o laudă, cum zicea bătrânul Rebreanu, când a ținut discursul la Academie, când a fost primit în Academie, laudă țăranului român. Asta este tot un fel de laudă țăranului român, nu numai țăranului român, pentru tot ce înseamnă blaga cu spiritualitate românească, ideea de munte, de deal, vale, ideea de spațiu mioritic. Asta este, nu noi, ei spun. Au aruncat vânturile, seminția noastră, unde au știut. Rănile prinse de sufletele bunicilor ne-au durut și ne dor și ne dor. Dar a venit vremea de ne-am adunat și ne tot întrebăm de unde am plecat. De unde am plecat? Înghesuiți, abia încăpem la masa rotundă și joasă, dar privindu-ne în ochi știm că suntem
acasă, acasă, acasă. Și în molozul ăla răsturnat de cupa aia de la excavator, a găsit această minune care este zid. Totul este sfințit. Este una din icoanele la care mă rog în fiecare dimineață. Și acolo, în bucătărie, am un colț, ai văzut, prin acolo cu Sfântă Anaforă, Sfânta Gheazmă, înainte de a pleca la lucru, de a face oare ceva, cu acel lucru se începe. După ce te speli frumos pe față, să te duci în fața Bunului Dumnezeu, luminat și frumos. Nu știu, dați vreau să dea senzația lumea asta care ne privește că se laudă oamenii ăsta. Nu, totul este adevărat. Nu, să n-aveți senzația că se laudă omul acesta. Nu. Și după care au început să mă invite în jurii internaționale, la Bruxelles, la Versailles, etc. No, voiam să vă las pe dumneavoastră să arătați portretul ăsta. Să vă ascundeți în spatele portretului. Da, ați făcut rost de elemente. Elemente? Iată ce băiat aici. Frumos, genial și-l dat. Filmam aici la al treilea salt mortal. Era lângă mine Jean Constantin. Dar cei de la Direcția Difuzării Filmelor, la România Film, au scos chipul croitorului și era expus așa prin holurile cinematografelor. Pe lângă actori. Pe lângă actori, da. Pe lângă actori, da. Toți regizorii au vrut să fie actori. Da. Unii sunt și buni. Unii sunt și buni. Săizescu. Croitorul. Eu mă joc frumos. Dar Sergiu Nicolaescu, Gio Săizescu, care și joacă în filmele domnilor. Fellini. De Fellini nu mai vorbesc. Magul Fellini, da. Fellini a avut curaj și a intrat într-un film al domniei sale, vrând să îi facă pe foștii clowni, bătrânii clowni de circ, a intrat printre ei tocmai să le dea